Cristea Aurora Pipera și purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Vă mulțumim că ați dat curs invitația noastră de a participa la această declarație din presă, organizată cu scopul de a vă prezenta măsurile dispuse în cazul conflictului care a avut loc ieri seară între mai multe persoane. Astfel, la data de 2 septembrie, în jurul orei 19:55, polițiștii secției 2 Urbane Timișoara au fost insizați prin serviciul de urgență 112 să se deplaseze pe strada Martirii Ioan Ciordaș din municipiu, întrucât are loc un scandal între mai multe persoane. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, respectiv pe fondul unor discuții în contradictoriu între mai multe persoane, bărbați și femei, a izbucnit un conflict spontan, aceștia lovindu-se reciproc cu mai multe obiecte contundente. Au existat răniți, persoane transportate la spital? Da, în urma conflictului au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale 3 persoane, însă acestea nu au rămas internate, întrucât leziunile suferite nu au fost grave. În acest caz, polițiștii au început urmărirea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice și încăierare, în cadrul anchetei fiind audiate 25 de persoane, iar în urma probatoriului administrat și coordonarea procurorului parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara, au fost reținuți 10 bărbați cu vârste cuprinse între 19 și 66 de ani, aceștia fiind introduși în centru de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Timiș. Vrem să știm dacă a existat un conflict și între forțele de ordine și cei aflați la fața locului. Da, având în vedere vehicularea acestor informații cu privire la faptul că, că forțele de ordine ar fi fost atacate, precizăm faptul că pe parcursul intervenției nu au existat momente în care integritatea corporală a acestora să fie pusă în pericol. Intervenția s-a desfășurat în condiții de securitate, permițând astfel restabilirea ordinii publice.